bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Halil Ibrahim a fost prins recent sub controlul poliției. Frumosul actor Halil Ibrahim Ceyhan a fost prins la controlul de trafic de pe strada unde poliția a efectuat controlul în trafic. În timp ce echipele de poliție au examinat vehiculul lui Halil Ibrahim, alcoolul a fost testat pe o altă parte. La examinare, s-a stabilit că nu consuma alcool. Totuși, a aflat că Halil Ibrahim a încălcat regulile de circulație conducând rapid. S-au luat măsurile necesare împotriva lui Halil Ibrahim și a fost eliberat. Poliția a avertizat trecătorii și le-a cerut să țină seama de avertismente. Halil Ibrahim s-a săturat de televizor, dar nu a dat probleme poliției. Poliția l-a recunoscut și pe Halil Ibrahim și a făcut o fotografie cu el. Sancțiunea pentru încălcarea regulilor de circulație pentru depășirea vitezei în Turcia este de 427 de lire turcești, ceea ce echivalează aproximativ cu 21,57 euro. Deci, îți place viteza? La revedere!